Organizația Salvați Copiii România anunță demararea unui protocol de colaborare cu Administrația Națională a Penitenciarelor pentru un amplu program de prevenire a recidivei, vizând cu prioritate îmbunătățirea intervențiilor de specialitate adresate categoriilor speciale de persoane private de libertate, femei, minori, tineri. Sistemul penitenciar din România asigură femeilor private de libertate asistență medicală în timpul sarcinii și ulterior pe perioada de lăuzie, fiind asigurate condițiile pentru ca mama să-și poată îngriji copilul într-o unitate penitenciară până la împlinirea vârstei de un an. Dintre cele 1082 de femei care se află în sistemul penitenciar din România, 765 au copii, potrivit datelor oficiale din 25 ianuarie 2024. 227 de femei au câte un singur copil, 245 au câte doi, 129 dintre ele au câte trei copii, 58 de femei au câte patru copii fiecare, 34 de mame au câte cinci copii, iar 26 de femei deținute au fiecare câte șase copii. La nivel sistemic funcționează în prezent un singur penitenciar de femei, celelalte fiind custodiate în secții exterioare sau spații aparținând altor penitenciare. Pe parcursul anului trecut, șase femei au născut în timpul detenției. Astfel va fi implementat un program de consiliere parentală și socio-emoțională pentru femeile aflate în detenție și vor fi derulate activități de informare și consiliere a minorilor și tinerilor aflați în grija centrelor educative și de detenție. În cei 34 de ani de activitate, peste 3 3, 3 milioane de copii au fost implicați în programele și campaniile organizației Salvați copiii.